Salut și bine v-am găsit la un nou episod pe bluebaghet.ro. Astăzi vin cu modpack de primăvară pentru că mai sunt 2 săptămâni din februarie și vine primăvara, calendaristic vorbind, pentru că primăvara vine prin 21 martie, dacă nu mă înșel, dar asta nu contează, pentru că și data trecută am venit cu un modpack, acum un an în spate, am venit cu un modpack de primăvară, vin și anul ăsta, doar că anul ăsta... Pot să spun că e modpack-ul meu, nu-i făcut de mine, e făcut de altcineva, aveți linkul în descriere, atât de la canalul lui, dar vă las și linkul de la modpack, așa că mergeți acolo, dați un subscribe, pentru că facem modpack-uri faine și o zis că ăsta e modpack-ul meu, deci vă vine să credeți, am propriul modpack. Mădălin, ce modpack ai? Am modpack-ul lui Mădălin, așa sper că o să sune, da? Bun, lăsând gluma la o parte... Da, vine primăvara, trecem la mod pe cu de primăvară, gata cu iarna, lăsăm mod pe cu de iarna acolo. Am spus că trebuie să-mi cumpăr un stick să îmi pun mod pe curile de iarnă pe un stick, pentru că cele două ce le-am găsit mi-au plăcut super mult și am zis că trebuie să le am undeva salvate, că poate le pierd dracu și după aia nu le mai găsesc niciunde. Bun, ăsta e un mod pe făcut de Anducu, da? Practic mi l-a făcut mie și am spus că eu recomand mod pe curile ce îmi plac. Evident că m-a dat pe spate și am spus că trebuie neapărat să vi-l dau și vouă. Bine, nu știu cât dintre voi o să-l folosiți, dar să știți că mie mi-l place super mult și vă încurajez să-l luați și voi. Deci uitați-vă puțin, are copaci înfloriți. Asta am spus, deci i-am spus da, să aibă copaci înfloriți, pentru că asta face diferența dintr-un mod pe clasic de vară și un mod pe de primăvară, evident, copaci înfloriți. Deci vedeți peste tot copaci înfloriți. Infernul ăsta super mișto care se vede... așa, o mini reflexie, dacă pot să spun. Modpack-ul vine cu reflexii, doar că eu le-am scos că nu-mi efectiv nu vreau să-mi deschidă sampul, dar văd că tot mai are niște reflexii și nu mă supăr. Nu mă supăr deloc. Evident, îmi merge în vreo 60 de FPS, dar bă, nu știu, pe mine nu mă deranjează deloc că merge în atât de puține. Bănuiesc că o să vă meargă și mai mult și dacă nu știați, puteți să vă dezactivați NBU prin tasta Shift și F12 și automat vi-l și decolorizează puțin și vă și scoate NBU, acel NBU mai slăbuț. Sau auto... nu știu, cred că e NBU. Dar parcă arată mult mai frumos așa și dă un alt aspect jocului și îți dă cheful ăla de a te juca SAMP în continuare. Vreau să vă arăt armele, pentru că de fiecare dată când făceam un review la un modpack ce-l găseam pe YouTube și îmi plăcea mie super mult, nu aveam licența de arme. Cum se face că de data asta o am acolo și vă ajutăm dacă aveți surpriza ca modpack-ul să nu vă meargă sau să vă dea erori. Vă ajutăm cu suport în descriere, cu suport în comentarii, așa că voi ne scrieți în comentarii și eu și Andrei o să încercăm să răspundem. Dar e imposibil, adică oricum o să vă răspundem, nu o să am eu 100.000 de mesaje să nu pot să vă răspund. Boy Gun. Mie îmi place super mult cum arată armele, de super interesante, finuțe, stai că n-am luat ce trebuie. Deagle. M4 și Deagle cred că sunt cele mai folosite arme din GTA și nu cred că ar avea rost să iau și alte arme. Hai să mergem undeva mai departe, pentru că aici e zone, safe zone și nu o să pot să trag. Dar îmi place, deci îmi place, deci copacii ăștia rost fac tot, v-am spus. Aveți toate link-urile în descriere, dacă vă place nu uitați să-mi dați un like, să-l distribuiți și evident ăsta e un mod pack de primăvară. Wow. De primăvară 2021. Hai că s-o de fain. Și la M4 e prea fain. Dar nu știu, mie îmi place. Acum nu știu persoanele care joacă mult shootere dacă o să le plac armele astea. Acum zic să dăm niște ture prin oraș pe aici, să vedem. Da, poliția pe contrasens. După cum am spus, să dăm niște ture pe aici prin oraș. Mă, poate bubuia la lângă mine. Să vedem cum arată orașul așa în florit de primăvară și așteptând razele soarelui în vară. Evident nu sunt un iubitor al anotimpului vara, iubesc iarna și dacă aș putea aș da iarna pentru vară. Da, poate spuneți că sunt nebun, dar nu chiar, nu-mi place căldura aia idiotă. După cum bine vedeți, aici plin de copacii rozi. Nu uitați evident să îmi dați un like, să știți că, să-mi scrieți în comentarii dacă vă place, dacă îl utilizați și voi și dacă cumva întâmpinați erori, nu ezitați să-mi scrieți aici sau pe Instagram la bm.no, pentru că o să încerc să vă ajut. Pentru că dacă oferi un mod unei persoane, cred că ar fi automat ok să oferi și suport. Da. Hai să ne refacem Infernusul. Deci mod pe cu e unul medium, deci ar trebui să vă meargă.
dacă cumva face figuri, scoateți efectiv NB-ul de pe ShiftShift12, modpack-ul e super fain. Deci nu știu, pe mine, mie îmi trebuie un modpack așa mai clasic, nu cu mașini modate și uite skin-urile modate, dar nu mă deranjează. Un modpack cât mai clasic, cu puține reflexii, eventual vegetația să fie mai faină și timesick-ul, care probabil dacă ai un PC mai cartof, n-o să-ți ducă și o să-ți meargă în lag. Uitați-vă aici la Rusia Mafia, ce faini-s copacii. Oricum, pentru mine copacii ăștia rost fac tot. Probabil să stau cu modpack-ul ăsta până prin mai și după o să-l schimb într-unul de vară, așa că Andrei, pregătește-te la un modpack special pentru mine de vară. V-am spus de să vă abonați la el, acolo veți totul în descriere, pentru că e un modpack făcut de el și pot să spun că mi l-a dat mie. E modpack-ul meu și vi-l arăt și vi-l recomand. Mie mi-l place. Nu știu ce mai are rost să mai spun că mi-l place. Sper să vă placă și vouă. Aveți tot, aveți cruise control, puțin engleză pe la colțul gurii, adică efectiv vă merge mașina singură. Dacă ați mai folosit modpack-uri, puteți să încercați să folosiți comenzile pe care le știați voi, pentru că are multe, mai ales cruise control-ul ăsta mă ajută pe mine enorm, că nu am chef să dau stânga dreapta și doar să meargă singur în față. Bănuiesc, adică cruise control, din câte știu, e acceptabil, nu-i ca root recording-ul, adică root recording-ul parcă nu era acceptat pe server. Deci easy peasy lemon squeezy, totul este cât de legal, pentru că altfel ne banează Shadow. Cam asta a fost episodul de astăzi, nu uitați să-mi scrii, mă interesează super mult feedback-ul tău, să-mi scrii în comentarii dacă ți-a plăcut modpack-ul, să-mi lași un like, să mergi să vă abonați și la Andrei, pentru că e făcut de el și mi l-a dat mie, așa că eu vi-l recomand mai departe și vă recomand și persoana care l-a făcut. Nu uitați să vă abonați, să distribuiți mai departe clipul, pentru că o să mă ajute super mult. Și hai să le arătăm sampiștelor ce modpack fain de primăvară avem și să încerce și ei să-l descarce și să joace pe acest modpack, pentru că teoretic iarna o cam trecut. M-aș mira să găsim zăpadă în mijloc de martie, dar nu-i nimic, trecem înapoi la modpack-ul de martie, de zăpadă, pardon. Și cam atât. Bun, vă mulțumesc pentru vizionare, nu uitați de un share, că mă ajută și mai mult, așa că mergeți acolo pe Instagram la eben.noop, dați un follow, vorbim acolo toată ziua, dacă aveți probleme vă răspund și acolo. Până un alta, eu am fost Mode și ne auzim data viitoare, poate cu un alt episod sau cine știe ce surpriză mirobolantă mai vine eu și vă aduc, așa că să aveți o zi faină, așa, la fel ca voi, pa! Da, știu să conduc.